Seara aceasta ne întâlnim din nou, pentru unii, pentru alții, pentru prima oară. Alexandra este numele meu, l-am alături de mine pe Anatol Basarab și ne-am propus ca în această seară, pentru că este o temă, zic eu, arzătoare, cel puțin de aproape 2 ani încoace, dar nu numai, tema spiritualității, pentru că sunt foarte mulți care se tot întreabă cu ce se mănâncă, ca să spunem așa. Dar înainte de a trece mai departe, aș vrea să spun câteva cuvinte despre Anatol pentru cei care nu-l cunosc. Este numerolog, psiholog, parapsiholog, autor pentru o carte care va ieși chiar acum în luna noiembrie, pe care vă recomand cu drag, o să pun și link-ul în descriere. Jocurile în care se joacă eu, așa știu că se numește cartea Anatol. Da. De ce ne poți spune așa în două cuvinte, nu da prea multe din casă, doar așa ca idee, pentru că este o carte foarte interesantă și are de-a face, din ce am înțeles, dintr-un preview pe care l-am primit de la Adriana, și cu partea de spiritualitate. Tocmai ca să nu dau prea mult din casă, orice aș spune ar fi prea mult. Și atunci, cel mai bun lucru este ca ascultătorii sau privitorii, că nu putem spune telespectatorii, ci privitorii, să o cumpere, să o citească și o să înțeleagă mai multe lucruri, pentru că am chiar așa un fel de teamă că nu cumva să spun ceva care nu o să se regăsească în carte sau o să se regăsească, dar nu o să poată face legătura. Am înțeles. Deci rămâne un mister, cu atât mai mult ai stârne curiozitatea. Rămâne un mister, ca și oricare altă carte. Eu cred așa, eu treaba mea, mi-a făcut-o, am scris-o. Editura își face treaba ei, o publică. Eu, ca părinte, dar nu copiilor, nu sunt fizici, ci sunt în formă de idei, cărți, inovații, descoperiri, acestea sunt copiii mentale ale bărbaților. Și gata, m-am eliberat. Adică, știi, Rămâne travaliu ca noi să o citim, practic. Tu ți-ai rămâne, făcut ți-o treaba, cunoașteți. editura deja își face treaba și urmează să fie publicată, e practic la tipar, să fie tipărită. Mai rămâne Exact. datoria noastră ca să facem trio, trio, divin, nu? Până la urmă. Exact. Să se producă al treilea pas, adică să închege o formă, fie și în suprafață triunghiul, dar trinitatea în felul ăsta s-a împlinit și orice mai departe aș spune eu despre carte, vor fi cumva amintiri ale mele despre perioada de, spunem, graviditate, pe care nu interesează pe nimeni. Cititorul nu are de făcut decât să cunoască acel copil, să stea cu el de vorbă, să comunice cu el și poate ceva de acolo va învăța sau va rămâne o urmă. Atunci, partea aceasta rămâne să ne revedem probabil cu o lansare a cărții în luna noiembrie, cum ne-a promis Adriana, și să descopere cititorii noștri. Dar întorcându-ne la tematica noastră, pentru că aș vrea să începem cu o definiție a spiritualității, mi se pare de bun simț să dăm o definiție, cu toate că sunt foarte multe definiții date de diverse persoane, dar Anatol Basarab, cum vede spiritualitatea? Astăzi avem o temă care și pentru mine, ca să o explic, este extrem de sofisticat, este extrem de greu. De ce? Majoritatea definițiilor despre spiritualitate sunt date de oameni care n-au atins spiritualitatea. Majoritatea oamenilor care se ocupă de cu totul altceva, numai de ceea ce se numește spiritualitate, nu. Mulți încurcă spiritualitatea cu morala, alții încurcă spiritualitatea cu religia. Alții încurcă spiritualitatea cu, de exemplu, norme, legi etice, de comportament. Și nu este așa. Deși, dacă legile sunt, să spunem așa, spirituale, legile statului, ele pot contribui la dezvoltarea spirituală a poporului. Dacă cultura unui popor este imbibată, să spunem așa, de noțiuni spirituale, cultura poate ajuta la dezvoltarea spirituală a unui popor. Dacă etica și morala
sunt întrepătrunsă, sunt imbibate așa cu ceea ce se numește cu spiritualitate și ele pot ajuta la dezvoltarea spirituală a omului. Cu toate acestea, spiritualitatea nu înseamnă nici lege, nici morală, nici cultură. Cultura, sub nici stereotipii comportamentale, cognitiv, morale sau atitudinale, e ceva mult mai mult. Și dacă se dăm o definiție, ce este spiritualitate? Am definit până acum practic ce nu este. Nu este Exact. lege, nu E este foarte moral. important. Este foarte important să știi prima dată ce nu este. Dar când ne apucăm să spunem ce este, va trebui să folosim cuvinte, spunem așa, ce provin din lumea mentalului, adică lumea rațională, sufletești, emoționale, și va trebui să definim ceea ce este dincolo de noi, transpersonal, mult mai departe. Practic, de cele mai multe ori nici nu potrivim cuvintele să explicăm ce este spiritualitatea. Oricum, asta nu este coaching, asta nu este dezvoltare personală, asta nu este cititul cărților, asta nu înseamnă blatul pe la biserică, asta nu înseamnă o dogmă anumită. Deși spiritualitatea, ca și nivele, poate să treacă și prin biserică, poate să treacă și printr-o religie. Dar cu toate acestea este ceva dincolo de asta. Și uite aici întâlnim problema cea mai mare. Cum să definim ce este spiritualitatea folosind cuvinte care sunt sub ceea ce înseamnă spiritualitate, cu mult, cu mult, cu mult în jos. Vom folosi niște cuvinte, dar nu vom ajunge la esență. Uite, ideea, păi am putea spune așa, spiritualitatea este veșnica plutire într-un ocean al esenței. No, acum fiecare o să înțeleagă după cum vrea. Sau putem spune altfel. Spiritualitatea este o navigare, o călătorie, un zbor permanent în lumea a lui a da. Nu a primi, ci a da. Iarăși, sunt interesant, parcă metaforă, fiecare o să înțeleagă, putem spune direct, fiecare nebun o să înțeleagă ce vrea el din asta. Cu toate astea este posibil să înțeleagă ceva care este câtuși de cât în direcția spiritualității, nu este, dar măcar în direcția spiritualității. Și poți să înțelegi cu totul altceva, care este opusul spiritualității. Uite, dacă spunem altfel, hai să luăm de unde provine cuvântul ăsta, de la spiritualitate. Cuvântul spiritualitate în limba română a apărut destul de târziu, sau destul de, este un cuvânt destul de nou, care vine din zona catolică. Spiritus in sanctus. Spiritul Sfânt. Românii foloseau termenul ăsta cu multe sute de ani în urmă, până nu de mult, îl numeau duhovnicesc. Adică aspectul duhovnicesc al omului. Poate de aici și legătura care se face între spiritualitate și religie sau confuzia care apare între spiritualitate și religie. Au confuzia. Foarte mulți oameni practic, uite acum, dacă am putea să luăm de la cineva interviu sau să deschidem microfonul, foarte mulți ar face, foarte mulți asta înseamnă aproape 60%, dacă nu mai mult. Sunt eu băiat bun în seara asta, zic 60%, e posibil să fie Ești mai mult. darnic. Care să nu facă nicio, adică să nu înțeleagă diferența dintre spiritual și duhovnicesc. Care e diferența între spiritual și duhovnicesc? Există vreo diferență, duh și spirit. Majoritatea oamenilor răspund da și o să înceapă să inventeze, pentru că nu știu, dar românul este un astfel de popor care, văzându-se victimă tot timpul, are mentalitate de victimă, în momentul ăsta, când nu știe ceva, inventează un răspuns, deși nu este adevărat. Important este numai să nu arate cumva nu știe, deși a nu ști este sfânt. Nu știu. Uite, nu știu care e diferența între duh și spirit. Pur și simplu, nu știu și gata. Nu știi, cineva te va învăța, cineva îți va arăta și de aici încolo vei ști. Dar dacă tu apui să inventezi tot felul de răspunsuri care sunt departe de esență, atunci lumea va tace, te va asculta și țâiță să va crea impresia falsă că știi ce e, pentru că uite, ăștia te-au ascultat și nu ți-au replicat sau nu te-au contrazis.
Dacă ne apropiem de cuvântul duh ovnic sau duh ovnicesc, am putea să spunem puțin și altfel. Uite, poate să fie și duh pescăresc sau peștesc, duh vărsătoresc, duh fecioresc. Vorbim aici de ovin sau de duh ovin. Duh, știm cu totul ce înseamnă. Adică e dincolo de noi spațiu în care toate se întâmplă și toate de către Duh sunt controlate. Acel spațiu din care toate pornesc și către care toate se întorc. Cineva poate să-i spună eter. De exemplu, mai fost situația când cineva l-a denumit spațiul ăsta ca și spun din eter. Uite, între planete. Uite, este o planetă și alte planete. Spațiul între ele cu ce e implut? Sau ce există? Unii spun că nimic, alții spun vid. Ce e a vid? Alții spun să află Duhul. Bun. Când spunem Duh și Ovin, spunem Duh și berbec. Are era berbecul. Țineți minte, Iisus, mielul. Și ovin vine practic de la berbec. Căutați pe net și o să vedeți în slava vechi, oven înseamnă capricorn sau berbec. Adică nu capricorn, ci berbec, anume berbec. Capricorn e altă zodie. Ar putea să treacă multe alte sute de ani sau mii de ani și să apară nu duh și oven, ci duh și capricorn. Probabil, în viitor o să numească așa, duh capricornia. Dar acum intrăm în era vărsătorului și o să fie duh vărsătoria. Adică, Ei, uite, practic, acel duh care duce într-o direcție anume în funcție de care curent. creează care creează o anumite conjuncturi, programe de acțiune și dezvoltare atât al sistemului solar, cât și a planetei, cât și a tot ce se întâmplă pe planetă. Adică o anumită etapă de evoluție a omului, un anumit program, o anumită scriptură, după care civilizația umană se dezvoltă într-o anumită perioadă de timp. Când scriptura asta este terminată, apare altcineva și aduce cu sine o altă scriptură, după care populația sau civilizația sau umanitatea, înțelegând-o sau neînțelegând-o, înseamnă că se va sincroniza cu procesele de dezvoltare a tuturor și a toate deodată, sau va fi, sau nu se va sincroniza, suportând consecințe de nesincronizare. Ei, uite, când spunem duhovnost sau duhovnicie, vezi că e același lucru. În slavă e duhovnost, în română e duhovnicie. Oven. Înseamnă ce? Merge vorba despre acel nivel de spiritualitate, despre Ai o acel, pisicuță acolo, nu? da, despre acel nivel de spiritualitate care ce face? Care are bază religioasă sau fundamentat religios. Există și alt nivel de duhovnicie sau, spunem noi, spiritualitate care se bazează pe ceea ce se numește viziunea, trăirea elitistă. Da, poate să existe, ca la început, pentru început, pentru un anumit nivel de dezvoltare, spiritualitatea poate să se bazeze sau să aibă fundamentul oricare religie. Nu contează creștină, catolică, musulmană, oricare ar fi acolo, are un suport, un fundament. Numai că fundamentul ăsta te ajută ca orice clădire, fie ea oricât de mare ar fi, ca și chiar ca un zgârie enorm, te va ridica, te va ajuta să treci de la un etaj la altul până undeva și acolo, totuși, cât de mare ar fi, se limitează. Acolo, nivelul de duhovnicie sau spiritualitate se va opri la nivelul tradiției spirituale creștine, ortodoxe, catolice, musulmane, la care adepții sau oamenii ce au trăit și au activat în acea religie au putut să atingă un oricare nivel. Și acolo te oprești. Adică te oprești acolo unde înaintașii tăi au putut, sau discipulii, sau maestrii, marii maestri ai lumii, au reușit ei să ajungă de acolo, au transmis ceva. Noi înțelegem și nu facem nimic altceva decât să copiem. A copia asta nu înseamnă spiritualitate. Asta înseamnă pur și simplu a copia. A citi cărți nu înseamnă că te ocupi de spiritualitate. A citi Biblia de zeci de mii de ori nu înseamnă că te ocupi de spiritualitate, înseamnă că doar te informezi.
Spiritualitatea, în primul și în primul rând, înseamnă practică. A Asta era urmat. întrebarea, ce înseamnă a fi spiritual? Că, ok, ce este spiritualitatea? Poți să afli, înțeleg, oarecum toată lumea din cărți, din informații, de citim și știm ce înseamnă ca idee, dar a fi Da. spiritual. A fi spiritual înseamnă că a urma chemarea Duhului, nu a minții, nu a sufletului și nu a instinctului, ci a urma Duhul. A merge prin lume și prin viață după Duh, nu după minte, fie ea oricât de dezvoltată ar fi, nu după simțăminte, fie ele oricât de puternice ar fi, pentru că în sus ele se transformă într-o rațiune, în jos ele se transformă în abilități animalice, că și animalul simte mai bine ca omul, adică instinctive. Asta toate înseamnă dezvoltarea diferitelor capacități, bio, adică psihofizice, psihoenergetice sau adică psihofizice, psihoemoționale, psihofizice, psihoemoționale sau psihoenergetice. Dar toate este la un loc, deși poți să ajungi la dezvoltarea anumitor capacități într-o formă, să spunem așa, aproape că paranormală, cu toate acestea, asta nu înseamnă spiritualitate. Înseamnă că doar tu ți-ai dezvoltat anumite capacități. Așa cum unul își dezvoltă mușchii, altul își dezvoltă mușchiul ăsta, altul își Corect. dezvoltă mușchiul ăsta, altul își dezvoltă mușchii, spunem așa, animalului social din noi, adică instinctelor, vieții instinctuale. Și poate să ajungă la dezvoltarea acelei sfere instinctuale până la limite nebănuite, în care poți ajungi să percepi lumea sau să interacționezi cu lumea instinctelor atât de mult și atât de puternic, încât să pară că ești aproape un zeu. Dar asta nu înseamnă spiritualitate, asta înseamnă doar că ți-ai dezvoltat anumite caracteristici și capacități cu care ne naștem și fie că vrem să le dezvoltăm sau nu vrem să le dezvoltăm. Majoritatea oamenilor nu știu nimic despre, spunem, caracteristicile sau posibilitățile noastre de dezvoltare a sferei instinctive, fizice, emoțional, psihologice sau rațional, energetice. În general, majoritatea oamenilor vorbesc despre energetică, dar nu înțeleg ce e energetica omului. Uite, psihoenergetică. Fără psihoenergetică nu funcționează nimic în om. Dar ce înseamnă psihos, ce înseamnă energetică, ce înseamnă psihofizic, ce înseamnă psihoemoțional. E uite, tot de fiecare dată când spunem psiho, noi n-am spus niciodată nimic de duh. Corect. Asta, de orice formă de psihic te-ai ocupat, psihic, energetic, psihoemoțional sau psihoinstinctiv sau psihofizic, altfel spus, vezi, n-am pomenit cuvântul duhovnicesc niciodată. De ce? Pentru că asta se află dincolo de noi. Dincolo, transpersonal, peste noi cu mult. E spațiul din care toate provin și spațiul în care toate se întorc. E atunci când omul își dezvoltă Duhul și urmează Duhul, la un moment dat se întâmplă că acea imagine asupra lumii care o ai tu în interiorul tău coincide cu cea din exterior, adică cu cea a creației. Și în momentul respectiv tu devii sincronizat cu creația, adică devii însuși creație sau devii una la una cu Dumnezeu cumva, la nivelul tău de abilități și caracteristici umane. Adică când, uite ce înseamnă iubire. Unul crede ceva, dar altul crede altceva. Unul, în schimb, are un cristal, adică o imagine. Și când acea imagine despre iubire se potrivește cu imaginea creației, adică cu imaginea Duhului despre iubire, tu și acea imagine, una fiind, deveniți ce? Un tot. Abia în acel moment, când tu te sincronizezi sau devenit întreg sau una cu Duhul, Duhul vei auzi vocea, vei auzi chemarea și vei face lucruri în conformitate cu chemarea Duhului, nu cu logica ta omenească, care este nici nu e a ta, este setată în tine de Societate, 30 de ani cât ai familie. acum, de toți ceilalți care Corect. te-au înconjurat până acum. Prin urmare, putem spune așa, ceea ce știți astăzi este ceea ce v-au spus alții. Nimic din ceea ce știți astăzi nu este cunoașterea voastră personală. Câteodată ai impresia că da, că asta știu eu, că am citit într-o carte, vezi, că ai auzit de la cineva, e la altcuiva. Doar că o parte din informațiile care le-ai citit într-o carte, pe undeva, mai mult îți plac
sau nu-ți plac mai mult. Și dacă îți plac mai mult, tind să le dai crezare sau să îmbrățișezi acea idee. Prin urmare, dacă eu am o problemă cu tine sau cu relația, nu eu personal am informația deținută de mine, nu coincide cu informația deținută de tine sau în tine. Și acum va începe o luptă a informațiilor. Eu voi încerca ca să spun, proliferez informația mea că este justă și adevărată, tu vei încerca să proliferezi informația ta ca fiind justă și adevărată, că asta știi de unde știi. Nu contează, din mii de surse care te-au bătut tot timpul la cap, te-au setat, te-au softat, te-au updatat în permanență, inclusiv și pe Facebook. Facebook-ul de astăzi este o mare, spunem așa, porcărie, dacă putem spune așa, uniformizează mințile. Un tâmpit undeva într-o lume ceva o spus, toți o ascultat, le-a plăcut ideea și o promovează mai departe ca fiind justă, fără să stai să gândești critic. Anume asta este neajunsul societății de astăzi în care ne aflăm și vedeți asta în jur, vă se întâmplă în fiecare zi. Lipsa judecății critice. Omul nu mai știe să gândească critic. Ia de bun tot ce îi se spune. Poate pentru că așa suntem obișnuiți de mici, să copiem, Într-o apropo de ce spuneai, că mulți copiază și nu sunt spiritual, ci perioadă imitația. de suficient de mare de timp, poporul român a fost învățat să copieze, adică să învețe și să reproducă. Copy, paste, exact. Numai că lumea s-a schimbat. Da, într-adevăr, în perioada de timp, omul era învățat să faci un șurubel, și toată viața vei sta la strung și îi face șurubelul respectiv. Și de acolo îți vei lua salariul și toate restul. O viață întreagă. Țineți minte, părinții noștri, de exemplu, așa au trăit. Numai că lumea se schimbă și nu mai avem de oameni, nevoie de oameni care să reproducă. Asta pot face computerele. Asta pot face Mașinile. roboții, mașini. Omul este nevoie să devină din ce în ce mai, cum? Spiritual. Dacă să fii din ce în ce mai spiritual și supraviețuiești lumea viitorului, ai nevoie de ce? De apropiere, de duh. Nu de rațiune. Pentru că în curând inteligența artificială o să gândească mai rapid, mai calitativ și mai profund și mai critic decât oricare dintre noi. Atunci este posibil ca ceea ce se numește inteligența artificială să spună stăpânire pe ce? Pe propria noastră gândire. Pe propriile noastre comportamente. Inteligența artificială te va judeca. Și totuși, omul va trebui să-i scape din lagărul respectiv și unde îi rămâne să se ducă. Unii se vor duce în jos și vor dispare, alții, când strângi balonul la mijloc, el se înflă mai mult în jos sau mai mult în sus. Alții vor găsi sări în sus și se vor duce către ceea ce se numește Duh. Abia atunci vom ajunge la acei oameni sau la acea civilizație umană de care vorbea și Hristos. Veți face mai mult decât am făcut eu, veți ști mai mult decât am știut eu și veți putea mai multe decât am putut eu. Acum, încă nu întâlnim oameni care să știe a face mai multe decât Hristos. Dar în curând ei o să apară. Și pentru că ei o să apară, este strict important sau nevoie ca lumea să treacă prin ceea ce trece acum, fiecare dintre noi să treacă prin ceea ce trece și în urmă la ceea ce el este, se va duce în jos, că acolo e mai ușor, și încet, încet vor și dispare, fizic, iar alții vor căuta ieșirea în sus și vor ajunge Apropo și de asta, Anatol, foarte mulți oameni care simt o oarecare tendință către spiritualitate sau ceea ce consideră ei că este spiritualitate, încearcă practic să înlocuiască acest proces cu o fugă din socium, din societate. Cum se explică? Adică este văzută spiritualitatea, ca să fiu spiritual trebuie să fiu pe vârf de munte, trebuie să știi, adică efectiv știi, se asta este retrag. problema faptului că de foarte mult, adică că oamenii n-au mai făcut armată și n-au pregătire militară sau gândire militară nici într-un fel. Deși toți spun că ne aflăm într-un război. Într-un război, cei care fug primii trebuie să îi împușcăm. Pentru că ei o stradează oricum. În loc să se înfingă în luptă, să-și apere țara, patria, familia, atunci ei fug în păduri. Sau fug undeva. Aici trebuie împușcați primii. Știți de ce? Pentru că după ce o să-i găsească cineva, dușmanul, în pădure, e ce? Pentru ca să supraviețuiască. Pentru ca să Vor aibă trăda. salariu. Vor Vor trăda. trăda. Ei, știi, când gândim așa, nu știu, după ce principii,
ne ajungem la niște concluzii absolut aberante. Dar atunci când gândim, spunem, uite, strategic, aproape că militar, în raport cu orice, atunci lucrurile se deschid în fața noastră în cu totul alt fel. În cu totul și în cu totul alt fel. Rapid se vede cine este trădătorul. Toată lumea vorbește, suntem într-un război. Ce fel de război? Eu doar nu vedeți bombe. Suntem într-un război duhovnicesc. Adică, până acum, foarte mult timp, religiile au făcut tot posibilul ca să dezvolte mentalitatea de berbec, să spunem așa, sau de oaie în lume. Adică de oiță Bine. ascultătoare în turmă care urmează Exact. tot mai Întoarce și pașii. obrazul el, altul fă și nu știu ce acolo, întoarce și obrazul el, altul iartă-i pe toți, iubește-și dușmanul, adică eu sunt dușmanul, eu vin, vă fur, vă dau un cap și voi iubiți-mă. Vă dau una peste față și vă întoarceți obrajul respectiv, celălalt. Adică nu vă supărați, iertați așa, că nu știu, înțelegi? Din punct de vedere strategic, să spunem militar, pierzi orice luptă cu ideile respective. Dacă totuși ne aflăm într-un război, că toți așa vorbesc, ne aflăm într-un război, atunci hai să vedem cu ce arme luptă dușmanul, ce strategie are, cine este în spatele ideologiei, obligatoriu, oameni. Fără oameni nimic nu se face. Și în partea asta, alta baricadă, există alți oameni cu alte ideologii, cu alte idei, cu alte viziuni. Și se produce un război între români și români. Unii sunt pentru ceva, ceilalți sunt pentru altceva. Dar toate acestea sunt un război numai mental. El în care n-ar putea fi dacă n-ar exista internetul, n-ar exista televiziunile și n-ar exista radio. Informațiile s-ar răspândi mult mai încet. Și fiecare om ar avea timp să gândească până când Duhul al coborâ peste el și i-ar spune ce are de făcut. Acum n-ai când să faci lucrurile astea, că ești bombardat tot timpul. Aici Duhul nu ai, vocea Duhului nu auzi. Auzi tot felul de prostii care scriu pe Facebook, pe internet, pe unde vreți, pe televiziuni. Cel mai interesant lucru este că toate televiziunile din lume vorbesc exact aceleași fraze. Parcă au Aceleași făcut știri. toți aceleași știri, aceleași fraze, aceleași titluri. Parcă zici că sunt, nu mai știi care e televiziunea română, care tele... toți vorbesc la fel, doar în limbi diferite. Arată aceleași imagini. Uite, un om care se mișcă către Duh și ascultă chemarea Duhului, el înțelege, Domne, stai așa, strămoșii, Duhul strămoșilor, îmi poruncește ceva, nu pot să-i fac pe strămoși de râs. Am o chemare, am un jurământ dat cândva. Uite chiar și jurământul, până când moartea ne va despărți, este în jurământ, l-ai dat, execută-l. Majoritatea românilor cândva au fost, cum erau, șoimii patriei și au dat un jurământ. Păi executați-l, fraților, că l-ați dat. Pe urmă, unul a fost uteciști și iar ați dat un jurământ față de țară, față de patrie. S-a schimbat regimul, dar jurământul e pe viață, executați-l. Ați fost comuniști în partid și acolo ați dat niște jurământe față de patrie. Sistemul de guvernare se modifică, patria rămâne, executați. Ați dat militarii. Militarii au dat jurământ. Cei care astăzi sunt, au făcut cândva armata în România, astăzi sunt în rezervă, dar ei au dat un jurământ față de patrie, față de patrie română. Nu? Atunci executați, fraților, ce ați jurat voi acolo. Anatol, Dar dacă nu apropo, jurați, înseamnă că nu poți face ordine în țara respectivă, pentru că avem o mulțime de bărbați care nu execută jurămintele care le-au dat. Și nici cei bărbați care astăzi jură ceva, sau nici nu vor să jure pe mâna cu mâna pe Biblie. Dar să spunem că au jurat. Apoi executați, domnule, ceea ce a jurat, că dacă nu executați voi ceea ce ați, ca jurământ ați dat, nu poți face ordine și nu poți lupta cu un popor care își încalcă jurămintile. Nu contează când le-ai dat. O să pierim ca nație, pentru că suntem compuși din niște oameni care nu își respectă ce? Jurămintele. Și mai am încălcat. Nimeni nu pedepsește pe nimeni, nici măcar moral, că nu și-au încălcat, că își încalcă zilnic ce? Jurămintele. Odată ce ai jurat, e pe viață. e în fața lui Dumnezeu, ca să spunem așa. Evident, în fața Duhului, nu te-a obligat nimeni. Uite, de aia și există crime împotriva Duhului.
care nu se iartă niciodată, împotriva Duhului Sfânt, crimele împotriva omului, crimă împotriva legilor, sau încălcarea legilor statale, nu știu, astea se mai pot ierta. Dar crimele făcute împotriva Duhului Sfânt, nu. Dar Duhul Sfânt te cheamă. Împliniți ce? Uite, asta este duhovnicesc. Strămoșii noștri români au luptat pentru ceva, pentru pământurile astea, ca să rămână integre. Voi ce faceți? Voi le faceți cadou la străini? Strămoșii nu v-au dat ordin, păziți pământurile astea, apărați-vă patria. Apărați-vă patria de dușmanii interni și de dușmanii externi. Apropo, Anatol... Apărați-vă patria la un moment dat, pentru că în interior s-ar putea să ai mai mulți dușmani decât cei din afară. Și aia din interior s-ar putea să fie mai periculoși decât dușmanul care stă la graniță, dar totuși nu te atacă. Adică sunt chemări, sunt, spunem așa, porunci ale strămoșilor. Nu le împliniți, înseamnă că încălcați și acele jurăminte. Adică ne batem joc de strămoșii noștri. Și dacă îi pornim la luptă fără strămoșii în spate, în plan duhovnicesc, adică nevăzut, vom pierde orice bătălie, pentru că ce? Singurul care poate uni ceva pe glob este Duhul. Apropo de mintea asta... separă oamenii, emoțiile separă oamenii. Duhul atitudinile, unește. Comportamentele fizice, instinctive, tot separă oamenii. Cel mai mult ce poate separa oamenii este mintea. Mintea separă oamenii în zeci de mii de grupulețe. Dar Duhul, pentru cei care au ajuns să aibă contact cu El, El nu are altceva de făcut decât unește, pentru că El unește totul ce există, văzut și nevăzut, într-o singură sistem, creație. Dacă Duhul n-ar uni tot ce este vizibil și invizibil, cunoscut și necunoscut într-o singură mecanism numit creație, adică creație, viața, tot la un loc, pur și simplu lucrurile am dispare, adică ar dispare planetele, ar dispare tot, s-ar transforma tot în pulbere, în praf. Am dispărea cu toți. Singurul care ne unește pe toți și sistemele și planetele și sistemul nostru solar este Duhul. Apropo de asta, uite, dacă a ne apropia, acum încearcă și, nu știu cum să spun, încercăm să gândim, hai să mai dăm o definiție, ce e duh, duhovnicesc. Uite, atunci când pornim de la o cale, călătorie, către duh, către lumea duhului, pornim de pe un fundament religios, nu este rău deloc, pentru că religia ca fundament îl poate ajuta pe omul să să călătorească către spațiul Duhului până la un mic nivel, până acolo unde au ajuns cei mai înaintați discipoli sau elevi al tradiției. În cazul nostru, tradiții creștine ortodoxe, de exemplu. Uite, Arsenie Boca, până unde au ajuns și ce noi putem să ajungem până acolo. Hristos a ajuns și mai sus și noi până acolo putem să ajungem, pornind de la o platformă religioasă. Dar la un moment dat o să ne oprim, pentru că după asta este așa numită platformă duhovnicească, care se numește elitistă. Ea nu se bazează pe o religie, ci pe toate religiile deodată. Adică le unește pe toate religiile într-o singură viziune. Așa s-au făcut religiile. O religie știe ceva prin adepții săi, prin tradiție, s-au descoperit ceva mai mult, alta au descoperit ceva mai mult. Dacă citim Biblia, o să vedem că e așa, la un moment dat ceva precepem, ceva înțelegem, dar apar foarte multe goluri. Cum ar fi, citești o carte care are goluri pe pagină? Dacă citești, studiezi, de exemplu, religia musulmană, atunci acolo de la noi e o găurică, la ei e text, acoperă găurica noastră, dar și ei au găurile lor. Și atunci, uite, textul, dar a apărut o găurică mai sus la musulmani. Citești budismul, la ei, acolo unde la musulmani e o găurică, la ei text, pur și simplu, se completează. Completează toată știința. Vezi, Duhul le unește pe toate într-o singură, cum ar fi spus, viziune, care la momentul respectiv nu mai este religie și nici doctrină. Este, pur și simplu, să spunem așa, știință duhovnicească. Între Duh și Spirit, că tot fac foarte mulți oameni greșeală asta, nu există nicio diferență. Duh și Spirit e același lucru. Doar că, dacă termenul vine despre ra-sărit, din ra-sărit, adică din lumină sărit, atunci el se numește Duh.
dacă ne ducem către as sfințit, a sfințit, adică nu mai e sfânt. E a sfânt. Adică ne ducem acolo unde nu mai este, lucrurile nu mai sunt sfinte, atunci acolo se numește spiritus. În esență, nici aia, nici ceilalți nu înțeleg nimic diferit. Duh și spirit. Esența e aceeași, practic. Exact. Doar că unul este o pronunție, spunem, sau un cuvânt cu etimologie latină și alta este cu etimologie slavică, duhovnicesc. În numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. În numele, acolo spune altfel. În numele, Spiritus Sanctus. Spiritus Sanctus, Padre, Spiritus Sanctus, e același lucru. Deci când spunem spirit sau duh, noi spunem de fapt același lucru. Păi, nu știu, mai întreabă-mă. Păi da, asta vreau, pentru că spuneai la un moment dat că devine din ce în ce mai greu, putem să spunem așa, urci pe trepte până ajungi la un oarecare nivel. Practic putem spune că cu cât omul se duce mai mult înspre partea aceasta de a deveni spiritual și cu atât devine mai greu și mai complicat, acest principiu este cumva diferit în momentul în care, nu știu, sunt acei vânzători de spiritualitate care spun că dacă devii spiritual totul devine ușor, totul devine așa flower power, ca să spun. Bun. Dacă sunt totuși întrebări pentru cei care ne aud, eu le pot citi în comentarii pe pagina Asociația Numerologilor. Sunt unii care, se pare că Facebook-ul este selectiv în seara aceasta, unii ne aud, alții nu. Foarte bine. Fiecare cu norocul lui, așa se întâmplă și pe viață. O să punem înregistrarea ulterior și o să ascult. Câți oameni dintre cei care au spus că dacă ajungi spiritual, totul e ok? Dacă ne uităm așa pe internet la anumite cursuri, la anumite, nu știu, produse, să le zicem așa, promit aceste lucruri. Duhul este singurul care nu promite nimic. El spune numai un singur lucru. Reușești să fii una cu mine, adică cu Duhul. Vom fi din doi una. Nu reușești să te sincronizezi cu mine, că intervine mintea, emoțiile sau viața ta, fricile, instinctele tale, animale, ci fricile, acolo cele multe frici, nu o să fim din doi una niciodată. Dacă reușești tu să te dezici de instinctele tale, fricile tale, emoțiile tale și șabloanele tale mentale, de aici și comportamentale, este posibil, nu nicio garanție, dar este posibil să ajungem să te sincronizezi. Și atunci când tu ești nimic, asta înseamnă duhovnicesc, și te contopești cu nimicul din care totul provine și către care totul se întoarce, sau altfel spus, când tu ești zero și te contopești cu zero, exact la zero mă gândeam, așa, atunci în dependență de nivelul de sincronizare, el poți fi, știi, ca și undele electromagnetice defazate puțin, adică acolo urcă sus, dar tu întârzii ceva. Unda e până aici, a ta e doar până aici. Asta deja a început să coboară, dar a ta încă puțin mai urcă. Poți fi defazat puțin, dar dacă totuși reușești cumva să te sincronizezi, atunci zero absolut, zero însemnând totul și nimic, însăși Creatorul, însăși Dumnezeu, dacă vrei, și tu zero te sincronizezi cu El, atunci din doi îți deveniți una. Pentru acea perioadă de timp, o secundă, 10 secunde, o oră, nu contează, tu ai să fii Dumnezeu. Și din momentul ăla, putem să spunem când zero, cu zero, cu tine zero, s-au sincronizat perfect, uite, vezi, perfect, atunci de la Dumnezeu, prin tine, se va manifesta în acea secundă tot adevărul. Și vei ști tot că tu, ca și entitate, poți vreodată cunoaște fără a studia lucrurile astea în mod special la facultate. Pur și simplu vei avea ceea ce se numește revelație. Până atunci vei ști foarte multe până când capul vei ajunge pătrat și vei putea maximum să ai inspirații. Inspirații e de aici. Un om inspirat, Iisus inspirat inspiră ceva. Inspiră. Da, el a inspirat, respirat, expirat și tot așa mai departe. Deci, adică
Inspirația este o trăsătură sau este o caracteristică sau un rezultat al dezvoltării psihicului, adică sufletului, nu mentalului, ci a sufletului. Iar Duhul este peste ele. Nu instinctiv, nu emoțional sau psihologic și nu mental, ci dincolo de asta, te cuprind din cu tot. Prin urmare, te bufnește pur și simplu râsul când vezi cum oamenii preferă să fie cocoloșiți, dar dumneavoastră sunteți, eu când aud că mie imunii îmi spun, dumneavoastră sunteți spiritual și așa ceva vă permiteți, dar cine dracu a spus că eu sunt spiritual? Am spus eu vreodată despre mine că În sunt vreun viziunea, spirit? în viziunea acelui om, e spiritual. În viziunea lui. Treaba lor. În viziunea cuiva eu pot să fiu mongol. În viziunea cuiva pot să fiu chinez, să mă trag dintr-un neam de chinezi. Este treaba lor. Dar dacă ei mă văd pe mine spiritual, asta nu înseamnă că eu trebuie să nu știu ce să fac sau nu știu cum să mă comport, pentru că ei asta cred. E problema lor despre ce cred ei despre mine. Eu niciodată despre mine n-am spus nici că sunt maestru, nici că sunt spiritual, nici am spus și pot să spun asta în continuare, că încerc să mă mișc. Dar în același timp cu mare frică, pentru că înțeleg și eu că a mișca către Duh înseamnă a te pierde pe tine în totalitate. A deveni zero, a nu exista. Fizic, tu existi, dar tu nu ai nicio emoție de-a ta, nu ai nicio stare psihologică de-a ta, nu tinzi către ele și nu ai niciun gând al tău, ci ții doar ce se revelează, ce ai de făcut, încotro trebuie să te duci. Te trezești și asculți Duhul, chemarea Duhului. Uite, de exemplu, astăzi, majoritatea oamenilor văd cum le se întâmplă o nedreptate și Duhul îi spune că se află într-o stare de eroare. O voce așa transpersonal, dintr-o de undeva, o auzi și știi că nu-i bine și știi că înțelegi, dar ce faci? Urmezi Duhul? Duhul poate fi și luptător. Este așa, Duhul a coborât peste noi, Duhul luptătorului. O coborât peste noi Duhul Împăciuitorului. Depinde de situația și de perioada istorică în care ne aflăm. Și acum ce Dacă duh va trebui. avem? Păi, dar nu avem Duh. Ce fel de Duh când noi Asta e mai suntem? grav. Suntem turmă și nu gândim critic Duhului deja. Adică una dintre etapele de apropiere de față Duh este gândirea critică. Adică nu crezi nimic ce să se spune, indiferent cine spune. Chiar dacă apare cineva în chip de Hristos, nici pe ăla nu-l crezi în totalitate ce spune. Gândești critic. Supune totul îndoielii. Analizează, cercetează. Asta este și deviza creștinului, cercetează. Celorlalți le s-a spus, crede și nu cerceta. Dar atât timp cât ești creștin ortodox, nu crede nimic. Cercetează-l și pe Dumnezeu, pe Domnul Dumnezeu tău în inima ta. Cercetează-l pe Hristos, cercetează creația. Caută, studiază. Nu lua de bun ce spun oricine, chiar dacă Hristos coboară și spune ceva și pe el cercetează ce spune. Partea asta de cercetare putem spune așa că face parte din spiritualitate? Nu, face parte din gândirea critică, adică face parte din mental, planul mental, mult inferior față de Duh. Dar ne ajută să ajungem undeva, pentru că mă gândesc că Păi sunt ne ajută anumite. numai când se întâmplă pe calea descendentă, adică când Duhul, când tu gândești cu ceva deasupra capului, cam la mâna întinsă, acolo e ca o făclie, ca o lumânare așa aprinsă deasupra capului și când gândești cu aia, să se revelează cu capul, cu mentalul, înțelegi despre ce eu vorbit cu Dumnezeu, nu o să vorbească cu tine în altă limbă decât în cea pe care tu personal poți să o înțelegi și cu acele imagini pe care creierul tău poate să le descifreze, să le Cu înțeleagă. propriul material. Așa. Cu materialul clientului. Exact. De-aia, dacă Dumnezeu îi trimite unui, uite, de exemplu, ții, de exemplu, ultima cutie de viteză revoluționară în cap, tu ai să vezi imaginea, nu o să înțelegi nimic din ele. Adică ți s-o revelat degeaba. Dar dacă mi-o dă mie în imaginea aia, în desenele tehnice, eu o să O să le înțeleg că el înțelegi. cu... și o să le pot reproduce. Și după ce informația coboară, zic, wow, Eureka, am descoperit. Și mai jos, când informația se va duce, voi trece la comportamente. Uite, asta înseamnă duhovnicesc. Când e sus pe calea ascendentă către instincte și dominația instinctelor, atunci înseamnă că ești duhovnicesc. Când toată viața este pornită de la instincte, trecând pe aici și pe urmă departe, cucerindu-ți mintea,
Și mintea gândește în conformitate cu instinctele, iar sufletul încearcă să le împacă pe primele două, la nivel de inimă, așa, atunci ești, ai acel nivel de duhovnicie utilă, de fapt, care stă pe baza, care are fundament religios. Și se numește Duhul Ovnului sau Duhul Turmei, Duhul Berbecului. E foarte bună. De undeva trebuie să pornești. Dar unii măcar să ai un duh, știi cum e. Măcar un duh să fie. Ai un duh. Ai un anumit tip de, spunem așa, de duh, de stare duhovnicească sau o anumită stare spirituală. De ascultare, de a face ceea ce se spune în cadrul sistemului religios din care faci parte, de a nu ieși din el, de a nu încălca nu știu ce reguli și legi spirituale, de a face bine altora. Mai târziu să-ți dai tu seama ce înseamnă bine și altora, dar asta mai târziu. Dar până când te fierbi, nu poți să te duci mai departe până când nu te fierbi suficient de mult în oala asta, pe fundament religios. După aia o să-ți dai, o să cunoști toată asta și o să-ți dai seama că da, pentru turma asta e foarte bun. Și e păcat să taci bisericile și religiile în orice stat, pentru că ce? Scoți oile de sub țarc și îmblă ca nebunile în bălării și la un moment dat toți se vor întoarce înapoi, pline de ciulini, de păduchi și cineva va trebui să le despăduchească. Dacă stăteau în cadrul ăla, nu pățau și ascultau dogma religioasă, o trăiau mai bine. Dar din mulțime de ori, una ajunge să cunoască atât de bine lucrurile, încât îți dă seama că la un moment dat este ceva dincolo de țarcul ăsta, în care ne aflăm toate oile. Este ceva dincolo. Și Duhul te cheamă să vezi și peste deal. Uite aici, țarcul, ce gardul, așa, câinele de pază, uite acolo, ciubenii trei, așa, unul de la Dumnezeu Tatăl, Fiul și Sfântul Duh, adică unul de la informație, altul de la materie și altul de la măsură, și noi măsura nu o cunoaștem nicăieri, adică de da, Tatăl Dumnezeu am mai auzit, de Fiul am mai auzit, dar măsura nu o cunoaștem, adică de materie am auzit, de informație am auzit, dar măsura informației, ce măsură de informație trebuie să existe într-o materie? Sau câtă materie trebuie să fie mișcată de o informație? Ca să se transforme, pentru că orice lume și orice om se transformă în măsura, vezi, am spus deja, în măsura complexității sale. Nu poți să fii un idiot și să ajungi spiritual sau duhovnicesc. N-ai cum. A, poți să ajungi cel mai bine instruit, să știi Biblia pe de rost și să le repeți în fața tuturor celelalte oi. Dar asta este numai o abilitate de memorie, adică ai memorie foarte bună și poți învăța și a reproduce. Asta nu înseamnă că ești duhovnicesc. Duhovnicesc prin excelență înseamnă căutai sensul. Esența și sensul. Cui? Creației. Atunci se cunoști și informația care stă la baza creației și materia din care creația se compune, diferitele forme de agregare a materiei, și o să cunoști și măsura în care apa se transformă în gheață și gheața se transformă în apă sau apa se transformă în vapor. Măsura. Iubirea fără de măsură, lucru dracu. Lupta orice, fără de măsură. Orice fără. Știința fără de măsură este tot instrumentul dracului. Adică îmi spune așa, știința fără de iubire. Dar măsura totdeauna înseamnă iubire. Este lucru dracului. Acum voi toți vă lăudați că demonstrați ceva științific. Dom'le, ce adică? Dar știința, dar demonstrați științific. Dar v-ați gândit vreodată că știința este și devolească? Pentru că n-are măsură. Uite, ne apucăm științific să modelăm corpul uman în așa fel, să-l împerechem, de exemplu, cu gene ale dinozaurului. Găsite undeva în Arctica. Științific o să ajungem undeva, dar rezultatele vor fi devolești. Vă s-au arătat o mulțime de filme când s-au combinat, nu știu ce, și doctorul Frankenstein, nu știu, descoperit el acolo. Vreți asta? Asta e tot științific, dar fără de măsură. Putem să și ne batem. Și dacă bătaia are o măsură, până la primul sânge, o curs picături de sânge, l-am oprit. Asta e bărbătesc, poate să fie cum, dar dacă el a căzut, curge sânge și noi mai dăm cu picioarele în cap și mai vin și alții care n-au nicio treabă cu asta, mai dă și ei ca să sunt acolo, asta e fără de măsură. Fără de măsură înseamnă dracovesc. Creația are măsură.
O fi e mare, dar are măsură, are limite, dincolo de limite. Deja nu mai este creație. Dincolo de limite. Autodistrugere poate fi. Dincolo de limite, orice. Adică abia fără măsură te distrugi. A ierta fără de măsură. A crede fără de măsură. Totul este. Imediat se trece. Cum am trecut măsură, devine. Cum vreți să o numesc? Destructiv, devolesc. De ce spun devolesc sau destructiv? Pentru că e același lucru. Este cineva care creează forme, cineva care menține formele maximum timp posibil și cineva care e interesat de distrugerea formelor. Trinitatea asta a fost chiar și în acele perioade de timp în care noi credeam că există monoteism, adică mai mulți Dumnezei. Politeism. Politeism. Dar și atunci era un singur Dumnezeu. Doar că noi n-am înțeles ce au vrut ei să spună prin informațiile lor. Și acum tot e un singur Dumnezeu, creator de forme. Dar mai sunt doi. Unul încearcă să mențină formele maximum de timp posibil și viața și corpul și altul care te îndeamnă încet, încet să-l distrugi. Viața, Anatol, sănătatea, da? spuneai în viața care ne trăiește că prima naștere este cea biologică, a doua este cea socială și a treia este cea spirituală. Da. Înțeleg că asta ar fi ordinea prin care omul necesită să ajungă către spiritualitate, adică ideea aceasta, prima oară să te cunoști pe tine însuți, ca, cum zici tu, biocomputer. Tu cunoști pe tine însuți ca un element, că sau ca pe o parte a creației, sau ca pe o parte a lui Dumnezeu, pentru a te contopi cu acel Dumnezeu. Dacă nu te cunoști pe tine Adică însuți. merge invers să te duci direct la partea spirituală fără a te cunoaște pe tine, din punct de vedere material, Este să zic așa, o, social și... nici nu știu cum să spun, dar ca să fiu foarte clar, este o stupizenie mai mare decât asta nu poate să existe în gândire în general. Trebuie să înțelegeți, domnule, că lumea este creată după principiul analogiei, nu digitale, ci analogic. Uite ceasul ăsta la mine, dacă arată săgețele, cic, 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 ăla este ceas analogic. Dar dacă aveți un ceas la mână care arată cifrele, că se mută cifrele, în ceas digital. Dacă am spus că ceasul ăsta este analogic, înseamnă că el este cum? La fel ca și creația, adică păstrează în el analogia ale creației. Dar noi astăzi tindem să mergem pe ce? Pe digitalizarea lumii, nu pe analogizarea ei. Deci căutăm analogii. Așa cum, așa și. Așa cum, nu știu, boala asta ne afectează, așa și dușmanul ne atacă. Așa cum învingem un dușman, așa învingem și boala asta. După principiul similitudinii, creația. Nu după principiul digitalului. Un digit. O analogie. Lucruri total diferite. Energia, uite după analogie. Când turnăm apă într-un pahar, apa, energia curge de sus în jos, dar paharul se umple de jos în sus. Analogic, nici omul nu se poate dezvolta vreodată. Adică nu poate să prelinde pe din afară înainte să se umple. Și dacă omul s-a umplut cu rahat, scuzați-mă expresia, umplut, asta va revărsa atunci când îl agiți puțin pe Facebook, pe un comentariu, cu orice altceva. Dacă s-a umplut cu miere, asta va revărsa când va fi umplut. Când dacă e umplut cu Duh, va revărsa Duh. Și apropo, Duhul când revarsă peste oameni, Duhul poate să fie și luptător. Poate să nu fie deloc plăcut. Cu plăcut e numai în partea elaltă. Acolo tot așa încearcă să arate că e plăcut, că e frumos și iadul e mișto. Te distrezi, nu te plictisești, gagici, nu știu, te încerci fiecare, îți dau o imagine. Știi? Dar imaginea e doar așa, ca la calculator, adică când se deschide, se arată o imagine frumoasă, în spate, cu totul altceva. Adică omul nu are nicio șansă să facă niciun fel de evoluție dacă nu pornește de la stăpânirea instinctelor animalului din el, spune umanizarea animalului. Apoi, uite, umanizarea animalului, apoi ce? Mentalizarea omului, apoi duhovnicirea ce? Spiritului. Adică mentalului, mă scuzați, înduhovnicirea spiritului. Altfel n-ai cum. Majoritatea dintre oameni, uite, mă uit la ele, ele fac cursuri de, nu știu cum se numește, de coaching, dezvoltare personală, nu știu, cursuri de tot felul de dezvoltare personală la care nimeni nu se dezvoltă.
Fac cursurile 2-3 săptămâni, de exemplu, dezvoltare personală, după care îți duc acasă și plâng în pernă, pentru că de fapt nimic nu s-a rezolvat, din potrivă, lucrurile s-au acutizat. Că până acum cel puțin nu știai de anumite lucruri, dar acum știi și le iei în considerație și le iei în calcul. Dar de realizat oricum nu se realizează nimic și îți dai seama că viața după cursurile de dezvoltare personală devine mai complicate. Poți să-și nebunești. Înainte știi că nu știu ce, n-ai succes la băieți. Deci, e probabil așa au vrut Dumnezeu. Te liniștești cu asta și dădeai vina pe Dumnezeu. Acum știi că nu vorbești cum trebuie, că nu te comporți cum trebuie, că n-ai feminitatea dezvoltată, că n-ai sexualitatea dezvoltată. Atâtea n-am eu. Ce Te să apucă fac? depresia. Da, e în depresie, evident. Dar cu Pentru toate că acestea, surplusul de evenimentele sunt informații. Cum? necesare. Cu toate acestea, aceste evenimente sunt necesare și au și ele un scop. Nu cred că sunt chiar fără de rost sau nu ne nebunesc pe toți. Nu există lucruri fără de rost, pentru că Cu dacă n-ar avea siguranță. rost, n-ai putea să o cunoști vreodată acele lucruri. Toate Corect. lucrurile, câți drăcovești, câți dumnezeiești sau câți neutri, au un rost. Are rostul să te pună în fața diavolului, au rostul să te pună în fața propriilor tale necazuri, au un rost și un sens de a te pune pe tine în fața ta, uite oglinda, are un rost, te pune pe tine în fața ta. Nu-ți place cum arăți, degeaba Sparge sparge oglinda. oglinda. În oglinda următoare și să arăți la fel. Așa. Îți pune un om în față. Omul respectiv e oglinda ta. Dacă tu în el vezi că el e mincinos, vezi numai pentru că tu ești mincinos. În el minciuna poate atâta, dar tu ai descoperit-o. În tine minciuna e atâta, dar pe a ta nu o vezi. De așa se spune. Dar de ce poți vedea atâta minciună în el? Pentru că tu minciuna ai atâta. De aia spune, vezi bârna din ochiul altul, vezi paiul din ochiul altuia, dar bârna din ochiul tău nu o vezi. Cum știi un bandit când intră în restaurant că acolo mai sunt trei bandiți? Se cunosc între ei, semenii, se adună, se cunosc între ei, respiră diferit, au blana diferită, ochii le mișcă în cap diferit. Când a intrat un bandit în restaurant, el știe că ăla și că ăla sunt de-ai mei. Nu știu cine sunt, dar ăștia sunt mafioți ca mine. Prostituata când intră într-un loc, într-un restaurant, el știe care dintre acele femei care sunt în tot restaurantul ăla, care sunt prostituate ca ea. Automat știe. Și nu o să încurce că asta e soția cuvântului. Nu știe, uite, aia, așa, 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 sunt niște prostituate ca și mine. Cum să fac acum ca să le iau clienții înainte ca să apuce ele sau ceva? Ariciu îți descoperă pe Ariciu unde s-ar duce iepurile, își dă seama ce din toate animalele care sunt ai lui. Și noi facem la fel. Dar asta nu au nicio treabă cu ceea ce se numește spiritualitatea. Până ajunge la spiritualitatea, spiritualitatea este bine să ne dezvoltăm sau să ne dresăm animalul din noi. El se execute că la circ, la comandă, ordinele care se dau chiar dacă trebuie să zbori sau să treci prin cercul de foc. Majoritatea oamenilor nu s-au îmblânzit animalul din ei. De ei visează la spiritual, la spiritual, duho, la duh. Dom'le, instinct, suflet, mental, mentalul inferior sau mentalul superior, pe astea nu le-ai îmblânzit, dar tu nu le cunoști. Nu știi de ce este în stare mintea ta personală. Apropo, mintea ta poate să funcționeze și împotriva ta. Până când te De distrugi. cele mai multe ori funcționează așa, din păcate. Păi da, nu de aș spune că de multe ori, știi, oamenii iar încurcă, fericiți cei săraci cu Duhul, adică fericiți cei săraci cu mintea, adică că nu spun atâtea multe probleme, deși nu asta sare în vedere când se vorbește, din loc, nici pe departe, vreodată nu s-au avut în vedere când spune să fericiți cei săraci cu Duhul, ca și cum ar fi sinonim, fericiți cei săraci cu mintea, fericiți cei săraci cu, no, cu Duhul, se spune. Nu se vorbește acolo, fericiți cei săraci cu instinctul, fericiți cei săraci cu emoțiile sau cu sufletul, sau fericiți cei săraci cu mintea sau cu mentalul, ci cu Duhul. Dacă să ajungi sărac cu Duhul, tu prima dată trebuie să cunoști Duhul, că n-ai cum să ajungi sărac dacă tu Duhul nu l-ai cunoscut. Sau Duhul nu te-a cunoscut pe tine. Oricare duh, fie și duhul luptătorului. Adică când te uiți în fiecare zi, auzi la televizor de la oameni care trebuie să ai pretenții chiar și vezi că ei sunt primii care trădează și vezi că ei sunt primii care debitează pur și simplu lucruri groaznice despre duh sau împotriva duhului. Apoi, evident că la nivel împotriva minții sau a mentalului, mult mai ușor debitez, împotriva sufletului și mai mult, și împotriva instinctului să ajungi în general, să iei, adică ajungi să-ți permiți
Să iei pur și simplu pe niște oameni și să-i domini. Să-i bagi, de exemplu, într-o lagăr de concentrare, că nu știu ce nu-ți plac ție, ei. Adică să ajunge la ce? La ce se numește, cum ar fi spus, lupta de clasă. Pentru că noi pe 30 octombrie, Asociația Numerologilor din România, mai exact noi, vom avea Congresul Numerologilor, cel de-al treilea congres, în care tematica principală este tocmai 147-le sau bunăstarea Da. spirituală. Da. Acolo, cu siguranță, se vor discuta foarte mult aceste aspecte ale spiritualității din toate punctele de vedere, din puncte de vedere de la IT până la partea de boală, până, adică o să facem așa o trecere prin foarte multe domenii ale vieții pentru a arăta cât de utilă, nu că ar mai fi fost nevoie, dar pentru a arăta cât de utilă este numerologia și cât de multe putem să înțelegem cu ajutorul ei. Uite, vezi cât de interesant este acolo numerologie. Ideea e fascinantă, matematica vieții, cum ar fi spus. 147, adică însăși codul respectiv ne arată. 1, care este în mine, adică cel de la 1 venit, din 0 pornit, s-a manifestat pe el însuși, ca monadă, ca și creație, adică partea de Dumnezeu vizibil. Care o am și eu în mine, adică sunt unul cu el, dar eu sunt numai o scânteie, numai o monadă. Dacă o punem și pe a ta și pe ea și alte 7 miliarde la un loc, asta este Dumnezeu într-o chipare. Toți la un loc, dacă am gândit, toți la un La loc și unison. deodată, la unison am gândit despre să dispară rău, mâine, florile ar înflori altele. Și tot ce știm noi, pietrurile care sunt peste tot aruncate, ar dispare peste noapte în ce? Într-o altă realitate. Noi nu le-am mai vedea, le-ar dispare, pentru că toți deodată. Și asta ar fi voința lui Dumnezeu. Atâta timp cât eu gândesc într-un fel și tu altul, total desincronizați între noi și în tabere diferite, noi ce facem? Unii sunt într-o tabără, alții sunt neutre, că există tot o treia categorie, nu știu unde se duc încolo sau încolo, indecișii. Și alții sunt în partea lor. Unii se bazează pe credință, alții se bazează pe știință. Întorcându-ne la De 147 ce din... unul ar trebui să aibă mai multă dreptate? Ei, uite, unul e monada respectivă, care în tine există și ca o scânteie importantă este să nu se stingă, trebuie urcată. Adică, spun, nu că trebuie urcat, adică scânteia care se află undeva aici, ea trebuiește, și aici aflându-se, ea produce o barieră. Uite, de aici până aici Dumnezeu încearcă să intre în mine, iar de aici până aici diavolul încearcă să împingă asta mai sus, să cucerească cu fricile mele și mintea, dacă e posibil. Și dacă o ajuns până aici, atunci Dumnezeu în mine cucerește numai o ceacră. Ultima asta de sus e a lui Dumnezeu, restul totul cum e posedat, spunem, nu e a lui Dumnezeu. Dumnezeu în mine este într-o singură ceacră. Asta e foarte greu să o descifrez, să o analizez. Dar dacă monada o cobor de aici în jos, atunci lumina se duce mai jos. Când e ca o lumânare, fie cât de mică, dar iluminează spațiul. Și mai jos, și mai jos, și mai jos, și mai jos, și mai jos. Atunci lupta, uite, până aici în mine e totul Dumnezeu, și au mai rămas ultimele trei ceacre, care încă nu care în lumina divină, Duhul în ele nu a intrat încă. Dar să dă o luptă pentru mine, să dă aici. Ei, fiți atenți. Atenți toți. A fost trecut perioada de timp când pentru sufletul omului s-a luptat Dumnezeu și așa. Linia frontului era aici. Acum linia frontului e aici. Toată lupta care se dă și în războiul în care ne aflăm acum, din punct de vedere duhovnicesc, se dă pentru mintea omului, nu pentru sufletul lui. Sufletul vă l-ați vândut de mult, 90% din populație. Adică ce ați făcut? L-ați părăsit, le-ați dat instinctului și instinctul locucerit, adică animalului din noi, câteodată chiar în mod feroce, l-ați ridicat, adică acest rău, duhul, muritorul, ceea ce noi este muritor, au împins granița, au cucerit spațiul până aici. Și acum Dumnezeu și diavolul se luptă pentru ce a mai rămas în noi, mintea. Dacă și pe asta vă dați de partea celui rău, ispititorului, e muritorului și a tot ce este muritor. Și învinge și asta, în noi, dumnezeiesc, nu mai este nimic. Adică Dumnezeu undeva în jur, dar în noi nu rezonează nimic. Atunci suntem copiii diavolului în totalitate.
Și după ce o să întâmple, ce o să întâmple, îți dăm colțul la un moment dat. Diavolul spune, păi uite, chakra asta era a mea, asta au fost toate ale mele, toate din mine au fost influențate, toate din mine au fost... Tu în totalitate ești al meu. Iar asta este muritor, am spus, care vine în jos, unde hoții fură, hoții fură și minte și suflet. Focul arde, apa inundă, rugina ruginește. Și ai murit. Tot o să susă. Ce din tine, care parte din tine o să cerce să urce în sus? Când totul deja e îngrelat, când totul deja e scufundat, și care parte din tine o să merge în sus? Sunt încă oameni la care lupta se dă aici. Sunt încă oameni care sunt de partea Duhului și ajută ca... și sunt de partea Duhului. Și ajută pe Duh să câștige teritoriul din ce în ce mai mult, din ce în ce mai mult, până când îl izgonește pe șarpele Kundalini, inclusiv de acolo. Pe când oamenii sunt învățați să-l iei pe șarpe, să-l urci în sus, să iasă pe aici și să se muște din adevăr. Dom'le, șarpele în general trebuie izgonit de acolo. Că Duhul Sfânt să coboare în noi peste tot, până în ultima ceacră și prin cocce să se întoarcă înapoi, să facă o roată întreagă. Adică să cobori până în adâncul iadului și să-l îndumnezeiești, apoi de acolo să te urci până sus. Hristos a făcut chestia asta. Dar noi suntem învățați, suntem liberi instinctelor, sexul, nu știu cum, agresivitate, libertate de exprimare. Păi, domnule, stați, cum să spun? Da, într-adevăr, fiecare om e liber să exprime, dar gândește-te înainte ce naiba exprimi. Că asta se numește evoluție. Nu se numește evoluție, fraților, nu știu cum să spun. Dacă canibalul a început să mănânce oameni cu lingura și cu furculița și cu țâtul, asta nu înseamnă evoluție. Calal de evoluție, e tot canibal. Și dacă canibalul a ajuns să nu mai mănânce nici cu lingura cu furculița, ci cu ceva mai fin și a ajuns și la putere, el tot canibal este. Asta nu înseamnă evoluție. Aceeași mărie cu altă pălărie, cum se spunea o vorbă odată. În încheiere, de ce să participe oamenii la congresul din 30 octombrie, cu mențiunea că acest congres este dedicat tuturor, adică nu trebuie să fii numerolog pentru a participa, trebuie doar să fii doritor de cunoaștere și... Nu? Evident, nu. Nu De aducem fapt, cu nu forța, trebuie. asta e sigur. Da. Nu trebuie. Eu, dacă aș putea, chiar aș ruga. Dacă nu vă sunt să-ți pregătesc mai bine, mai pe departe, ca mai târziu să nu dați vina că de la congres a intrat ceva în cap, ați avut indigestie informațională, metabolismul vostru informațional nu a putut prelucra așa ceva și v-ați dus în pălării. Mai bine nu. Știți cum, chiar și când inviți pe oameni să sară cu parașuta, tu nu mă spui, dar nu e bine să vină chiar toți. Unii s-ar putea să facă pe ei când stau cu parașuta. Să dai vina pe urmă pe parașutist sau pe partenerul sau pe ăla care a zburat tandem cu el cu sau pe aviator sau pe nu știu ce. Ideea este următoarea. Dacă vă simțiți că lucrurile astea pentru voi sunt importante, atunci însăși importanța lucrurilor acolo o să vă aducă. Și o să vă aducă ca să înțelegem ceva la congresul ăsta care este a treia ediție, are deja o formă, adică suntem o tradiție, mâine pe mâine devenim o tradiție cu asta și tema este legată de ce se numește spirit sau dezvoltarea spirituală sau spiritul în general uman. Și el ne arată 1, 4, 7. 1, monada trebuie să cucerească 4 și să-i impună regulile. Nu corpul impune cu foamea, cu ale lui, nu știu ce, dorința stomacului, dorința penisului, uterului veșnic, trebuie împlut cu ceva. Stomacul la bărbați trebuie împlut și ăsta cu ceva tot timpul și trăiești pentru ele. Nu. Monada răspândește lumina în interiorul tău și tu devii cel puțin din animal social, devii om. Care se află în răspântie, care oricând poate să coboare în jos către animal sau oricând poți să urci în sus către ceea ce se numește mental, adică către ceea ce se numește cosmos. Și abia încolo găsim Duhul. Patru, asta înseamnă. Unul care se află în patru, adică un punct care se află într-un pătrățel și punctul ăsta trebuie să devină stăpân peste pătrățel. Nu pătrățelul dictează punctului ce trebuie să facă și cum trebuie să trăiască. Iar dacă asta se întâmplă, punctul radiază ca o lumânare într-o încăpere, într-un patrat, uite cum e camera asta, punem o lumânare în întunericul absolut și lumânarea face ordine și aduce lumină. Iar întunericul pleacă fără niciun fel de luptă.
Lumânarea nobilează camera, nu camera, cum ar fi spus, nobilează lumânarea, lumină. Exact invers. Și când asta se întâmplă, atunci apare ce? Șapte. Adică ceea ce în cameră era întunecat și nevăzut și puteți să imaginezi orice în raport cu ele, chiar să și te temi de unele lucruri, lumina în pătrat, lumânarea în mijlocul pătratului, aprinzându-se, lucrurile devin clare și începi să percepi ceea ce pentru tine înainte era taină. În semi-întuneric, lucrurile, uite, nu știu ce, prosopul ăla de acolo pot să-mi se pară că e nu știu ce. Dacă în lumânarea s-a aprins în întuneric absolut, văd doar că e un prosop. Taina a dispărut. Dacă taina au dispărut, în momentul respectiv tu ești văzător, tu ești cunoscător. Tu nu trebuie să te bazezi pe demonstrații științifice. Tu știi că Duhul ți-a adus cunoașterea respectivă și este veșnică și nemuritoare. E poate fi prezentat așa sau așa sau așa sau cu alte cuvinte, dar este veșnică adevărul respectiv și nemuritor. Adică descoperi tainele. Când un om nu mai are taine, atunci el poate să facă ce vrea, adică este cum bine cunoscător, informat, adică el însăși este Duh, este una cu Duhul pentru că Duhul nu are taine, mintea are taine. Și unele taine special sunt ascunse pentru mintea omului ca să nu le poată pricepe vreodată, ca să poată fi ce? Învins, dus din ce în ce mai jos, până la nivel de animal, care duhovnicesc, adică acel nivel. Oaie într-o turmă. Și trebuie să o stăpânim, pentru că nu toate oile pot să se ilumineze, nu știu cum să spunem. Să spun altfel. Uite, asta înseamnă, vedeți cât de frumos, 1-4-7. Monada într-un pătrat face ca tainele să dispară. Și dispare și taina cununiei și taina, îți dai seama. Că acolo nu e nicio taină, ci că acolo este un proces. Uite, în perioada asta de timp, noi trecem, toată civilizația umană o să trecem. Crâncen așa până prin 2025, de la lumea mecanismilor la lumea proceselor. Iar procesele sunt mult mai aproape de Duh decât mecanismele. Până acum avem mecanisme, vedeți, globale, mecanisme economice, mecanisme politice, mecanisme multe. Toate mecanismele astea se duc dracu că nu mai funcționează. S-au spart rotițele cu dinți, nu mai funcționează. Convenția socială, nu vedeți că vă promit una când îi votați și convenția care socială cu ei ați făcut-o nu se împlinește niciodată. 30 de ani la rând m-au mințit. Și de fiecare dată i-am votat. Am avut adică cu ei o convenție. Băi, eu te votez, dar tu faci ceea ce ai zis. Au ajuns, n-au făcut ce. Și trecem de la procese, adică de la mecanisme care nu mai funcționează. Nici multimecanisme mentale la oameni astăzi nu mai funcționează. Este o discrepanță majoră între copiii de astăzi care au anumite mecanisme și părinților care au alte mecanisme cognitive. Și unii și alții se vor lepăda de mecanismele astea, fie că vreți, fie că nu vreți. O să vă ducă Duhul prin asta. Cât sânge se va vărsa ca să treceți de la una la alta, asta depinde de fiecare dintre voi. Câte popoare vor lupta unii cu alții sau câte tabere. Asta depinde de fiecare dintre voi. Pentru că se va încerca să facă, spunem așa, cât mai multe separații. Tata se bate cu fiul, mama cu Dezbină tata. și cucerește. Exact. Dar Duhul numai este cel care unește. Și oamenii care sunt într-un Duh sau au atins nivelul Duhului sau măcar odată în viață s-au atins de-l câtva, el știe că puterea constă în uniune, în unire, nu în separări. Nici măcar mentale, de viziuni. E uite, pe 30 octombrie se întâmplă anume congresul respectiv, care o să fie băi, Online. online, pentru că așa e la mod acum, că pentru că trebuie să ne digitalizăm. Când vorbim din suflet, totdeauna o să încercăm să fie așa cumva, sufletește, mai ales este principiul feminin. Să curgă frumos, nu Din jignim pe nimeni, 258. așa. Să nu supărăm pe nimeni, să fim diplomați, să fie și aceștia, să aștia și cumva așa. Când vorbim de mental, mentalul deja este mai tăios și automat este principiul masculin și ce face? Se pare imediat. Eu sunt șeful, tu ești subordonat. Eu știu, trebuie să mă înțeleg, tu nu știi, trebuie să mă înțeleg. Deci eu sunt șeful. Dacă vorbim de duh, lucrurile sunt și mai dureroase, extrem de dureroase. Apropo, nu vă doresc evoluția spirituală. Pentru că este foarte dureroasă. Poți să și nebunești. Și pentru că oamenii intuiesc asta, preferă să vorbească despre
evoluția duhovnicească sau spirituală, dar să nu facă nimic concret în direcția respectivă. Să rămânem la nivelul mentalului, să vorbim despre duh pe care nu l-am cunoscut, să vorbim despre suflet pe care nu-l știm, nici al propriu măcar. Așa. Singura diferență este că, deși e extrem de dureros duhul sau lumea duhului, crâncin de dureroasă, are o mare diferență dintre el și toate celelalte. Deși e dureros, e spre unire. Și deși e dureros, nu cere de la om decât să dea, ofere. Toate celelalte luni, scu luatul, scu luatul, a lua, a primi, a ni să dea, a să ni se facă. Cineva pentru noi să lupte, cineva pentru noi să gândească, cineva pentru noi să facă, să facă, să facă, nouă numai să ni se dea. Ei, lumea Duhului, deși este extrem dureroasă și poate fi neplăcută, este spre unire. Poate de aceea mulți fug de ea, pentru că e dureroasă. Bine, și campion mondial la alergat să ajunge foarte dureros. Corect. Deși pe urmă culezi medalele și laurei, să ajungi în lumea spirituală de zeci de ori sau mii de ori mai dureros decât ajungi campion în sensul de a-ți înfrânge animalul leneș din tine, al biciuie cu bici și zahăr și al face să fii din ce în ce mai antrenat ca să ajungi campion. Campion l-a alergat. De fapt, este că ai dezvoltat în tine ce? Ai dresat, ai stăpânit și ai dresat ce? Fizicul, animalul. Performanța fizică. Adică primele trei ceacre. Când ai scris o poezie sau o operă literară, nu știu ce. Atunci ai dezvoltat în tine sufletul și el s-o o emanație a sufletului. Când ai descoperit o cercetare științifică, ai descoperit o nouă lege, un nou mecanism, ai inovat ceva, atunci ce ai făcut? Ai dezvoltat creierul, adică planul tău mental. Toate este trei la un loc, nu seamănă. Duh, deși toate este la un loc bine construite, se pot apropia foarte mult de ceea, bine construite și sincronizate între ele, cu dominația corectă, te pot apropia foarte mult de ceea ce se numește granița lumii Duhului. După care poți să stai la graniță o viață întreagă și să te temi să faci un pas în față sau poți să te arunci ca nebunul, deci te arunci în lumea Duhului, moine ca acolo, înseamnă că o să devin una cu Duhul și gata, și te neci în lumea acolo, devii una cu El. Pentru o perioadă mai fracțiuni de secundă, sutim, în unele tradiții asta se numește nirvana. Deci stai, devii zero, niciun gând. Tu uiți de tine, ești zero. Nici gând, nici emoții, nici corpul nu ți-l zero. Și la un moment dat, în tăcerea e absolută, adică nimicul ăla al tău, din tine, se unește cu nimicul absolut. Și pentru o fracțiune de secundă, pentru un minut, pentru o jumătate de oră, ai fost una cu una cu el. Adică ați dansat același. Nu a fost așa sau așa, ci așa. Duhul se mișcă într-o direcție și tu în aceeași direcție. Duhul în sus și tu în sus. Duhul în stânga. Una cu una cu el. Ai dansat. În momentul ăsta, doi, una a fost. Ați făcut, ați rezonat același lucru. Ăla este momentul iluminării. În momentul respectiv, tu chiar și pentru o secundă, dacă ai fost una cu Duhul, ai fost Duh. Ești una cu Duhul. Ești El. Și El ești tu. Și cât un căput în tine între aia, secunda aia, te-ai iluminat. Păi, ce să zicem, așteptăm măcar acolo să punem o mică cărămidă la drumul spre iluminare sau spre spiritualitate, cu ajutorul Congresului. Până la urmă este unul din da. Scopurile noastre. Corect. Și asta trebuie să spun. Drumul spre iluminare poate să presupună iluminarea, dar poate să adică drumul spre Duh poate să presupună și iluminarea, dar poate să nu presupună. Adică, nu pur și simplu, depinde de fiecare ce face. Depinde de nivel. Omul poate să fie duh, el este într-un duh și duhul peste el opogorât și peste el opogorât duhul luptătorilor și el este un luptător și duhul îl mână spre luptă și duhul îi arată cu cine trebuie să lupte și în ce fel și duhul îi dă putere să lupte fără a fi iluminat. Fără a fi iluminat. Dar cu toate acestea, o să-ți dai seama că omul ăla nu poate să lupte așa pur și simplu. Un duh în luptă în mână. Tot te gândești, nu, trebuie să fie el înțeles ceva, trebuie să fie luminat cumva în mână asta în luptă, un duh.
Apropo, el nu știe să-și piardă nici mintea, nici sufletul, nici corpul. El știe că dacă este una cu Duhul și moare în numele Duhului, Duh va fi. Deci veșnic și nemuritor. Și în zero se va duce și din zero se poate pe el însuși renaște din nou în lumea asta, unde totul este muritor, unde totul trece, vin ai noștri, pleacă ai noștri, se schimbă, nimic nu durează mai mult de vreo 70 de ani, indiferent cât de dumnezeiască și absolută și ideală credem că este teoria noastră sau construcția socială. Durează o perioadă de timp după care praful se alege. Da. Cine credea vreodată că Lumea Uniunea Sovietică, pătratului. da, că lumea Uniunea Sovietică se poate destrăma? Într-o săptămână s-a destrămat, tu dispărut. Cine putea crede vreodată că America praful se va alege din ea? Într-o săptămână praful o să aleagă din ea, nici nu o să-ți dai seama că nu a dispărut. Și va trebui să punem în locul ei sau mecanismele sociale alte. Dar mecanismele nu mai funcționează după 2000. Mai ales după 2020, încep să funcționeze ce? Procesele, adică toată lumea să fie încadrată într-un proces și toată lumea să fie acel proces. Mecanismele o să dispară treptat, treptat, până în 2050, 2070, 2100, mecanismele se dispară. O să rămână numai mecanismele care, ale naturii, vântul bate, ploaie, soarele, răsare, acestea sunt mecanismele, acestea o să rămână. Pe pământ o să fie dominată viața numai de procese. O să dispară practic mecanismele artificiale, să le zicem așa, sau cele inventate de om. De om, toate se dispară. Praful din ele o să aleagă. Dar mecanismele, spunem așa, veșnice și nemuritoare, care la bază au ce? Suport duhovnicesc, ele vor exista pentru că ele sunt veșnice și nemuritoare. Vântul va bate, ploaia va curge, soarele va răsare, norii se vor forma după anumite legi veșnice și nemuritoare. Toate acestea care le-am făcut noi mecanisme financiare, vor dispare și banii în general vor dispare. Mecanisme sociale, nu știu care, elită, nu știu ce acolo, vor dispare și acestea. Elita se va trezi că este jos și ultimul vor fi cei din tâi și cei din tâi vor fi cei din urmă și tot așa mai departe. Adică lucruri foarte bine cunoscute. Și apropo, spus nou de către oameni peste care Duhul Sfânt o coborât. Dar cine îl ascultă pe ăla care a coborât Duhul Sfânt peste el? Anatol, timpul a expirat. Bine, n-a expirat, dar eu zic să mai păstrăm pentru congres, mai ales că acolo tematicile sunt atât de diverse și speakerii din domenii diferite. Eu îți mulțumesc că ai fost alături de noi în seara aceasta și ne-ai dat măcar acolo o făclie, cum ai zis tu la un moment dat. Acum fiecare ține de fiecare dintre noi dacă o ținem aprinsă mai departe, dacă o stingem. E drăguță și pisica, ai o pisică neagră acolo care tot are chef de joacă. Da. Da. Vrea Și și eu ea vă să fie mulțumesc. vedetă. Sper că, deși înțeleg, în adâncul meu înțeleg foarte bine și profund că este foarte greu să faci lucrurile ideale, cumva înțelese prin cuvinte de astea, cuvintele noastre muritoare. Ele mai degrabă se transmit prin trăiri. Dar sper că am reușit. Am reușit să vă ating, am reușit să vă fac să vă doară ceva, pentru că dacă nu doare, înseamnă că nu s-a întâmplat nimic și dacă n-am reușit să fac pe toți să vă doară câte ceva, pe unul mintea, pe altul sufletul, pe altul fricile, data viitoare o să mă străduiesc mai mult, pentru că înțeleg că lucrurile se întâmplă sau sunt importante sau cu adevărat are loc ceva dacă apare durerea. Fără durere. Ops. Așa. Scuzați-mă. Fără durere, știi cum spune, durerea mântuie sau suferința mântuie. Nu a avut loc un proces dureros, înseamnă că nu s-a întâmplat de fapt nimic. Înseamnă că doar am vorbit, ne-a plăcut la toți și o să adormim liniștiți, pentru că știi, cuvintele frumoase și plăcute se spun înaintea somnului, înainte de a dormi. Dar cuvintele la trezire, totdeauna să aflăm cuvinte dureroase și neplăcute. Hai, trezește-te când întârzii la școală, da? Hai repede, că nu știu, dacă nu ai încă 5 minute, hai repede acum și mai primești și două. Dar la culcare, nani, nani, puișor, frumoasă poveste de adormit copii, maturi inclusiv. De-aia nu sunt adeptul deloc a cucoloși populația sau a cucoloși omul. Vrei să-l trezești? Aruncă o cană de apă rece pe el, trezește-l repede. Și dacă s-o trezește, s-o speriat, nu înțelege ce se întâmplă, îi explic ce se întâmplă. Și dai indicațiile ulterioare. Începe să aibă treabă.
Dar dacă îi spui un lucru frumos, el încet, încet adorme. Și începe să viseze, încurcă visul cu realitatea. Apoi odată se trezește, că de fapt realitatea e alta. Dar noi parcă eram un popor special, parcă eram un popor deștept, parcă eram un popor cu totul și totul, parcă eram în grădina Maicii Domnului, nu? Parcă este un popor ocrotit de toți și de cele cerești și nu știu ce, iubit și special și suntem un popor foarte inteligent și vechi. Dar când ne trezim la realitate, parcă tot nu e chiar Să nu ne așa. trezim prea târziu, știi? Mulțumim tare mult, Anatol. Da, păi uite, vezi, pisica chiar nu mai are răbdare. Ce pisică Da. frumoasă, neagră. Mamă, e superbă. Așa. Nu. Mulțumim celor care au reușit totuși să ne asculte live-ul. Dacă nu, vor relua înregistrarea și cu siguranță. Important este cu ce rămân, nu neapărat dacă au putut să fie live sau ascultă înregistrarea. Important e cu ce pleacă după ce ascultă această conversație. Așa trebuie să spunem, dar important este ce crede fiecare că e pentru el important. Degeaba le spui oamenilor că asta trebuie să fie important dacă el nu vede importanța. Mă mai bazez și pe efectul de turmă, știi? Acum ca să glumesc și știi cum în orice glumă există și o săbură de adevăr. Bun. În orice adevăr există doar un sâmbure de glumă. Și asta e drept. Da. Bun, sănătate multă vă Îți doresc mulțumesc încă tuturor, o cu drag și dată. altădată. Cu drag și altădată. Nu sunt acasă, n-am condițiile cu care m-am obișnuit într-o măsură care și aparatură. Restul, m-am descurcat cu ce am avut la E îndemână. așa cum Îmi trebuie fie să cu iertare fie. dacă ceva nu s-a auzit, ceva a mai căzut, pisica a dat peste mine, mă atacă și acum. Să ne vedem sănătoși și altădată. Când o fi, important este să fiți sănătoși atât fizic, cât și emoțional, cât și mental. Sănătos poți să fii numai când mintea este întreagă, judecă, analizează rațional și critic, sufletul este întreg, nesperiat, nu știu ce, și corpul, fizicul, depinde deja de astea două. Important este care este dominanța. La unii domină corpul și emoțiile și se agită într-o direcție, la alții domină mentalul și emoțiile, psihicul, cum ar fi spus, sufletul și se agită în alte direcții, la alții domină fizicul și mentalul și se agită cu totul în altă direcție și uite așa deja sunt trei lumi total diferite și separate, care pot fi puse la odică chiar să bată între ei și vor face fiecare din neascultarea Duhului, dar dacă Duhul peste ei ar coborâ, indiferent ce domină și ce domină la noi, Duhul pe toți ar uni. Numai că Duhul nu pogoară niciodată neinvitat și fără ca tu către El să mergi. Pentru că așa spunem, Doamne ferește! Păi dacă Doamne să se ferească, atunci cine să vină în locul Lui? Noi toată viața trăim cu Doamne ferește, atunci când dăm de o problemă, Doamne ajută. Păi dar toată viața ai spus Doamne ferește. Și când pățești ceva brusc, Doamne ajută, l-ai ferit. Da. Când spunem Doamne, putem să spunem și Duh în același timp, pentru că Doamne, Doamne, în primul rând, este Duh. Universal, cosmic, este tot prezent și nicăieri în același timp. Adică este, am putea să spunem și altfel, este trinitar. Materia de la cea mai fină până la cea mai brută, materia ca diferită formă de agregare informație și măsură. Fără de măsură, acestea două n-au niciun rost. N-au niciun... Nu se pot agre... Nu pot Și exista. apropo că am ajuns la măsură, eu zic că este suficient, apropo de măsură, pentru astăzi cel puțin. Corect. Adică nu știu dacă e corect, dar ideea este așa. Dacă încă, uite, vezi, mai curge încă ceva, înseamnă că nu s-au Înseamnă atins că măsura. da, robinetul undeva mai e de Înseamnă că săcut. măsura încă nu s-a atins. Dar fiecare proces se oprește exact atunci când se atinge măsura eficienței sau existenței sale, sau măsura procesului.
Eu acum o să încerc să pun capăt lucrurile respective, considerând sau crezând că, sau sperând că s-au atins măsura suficientă și necesară pentru seara respectivă și dacă asta chiar așa va fi, atunci camerele se vor opri. Dacă nu, să vă mai apare vreo întrebare suplimentară sau ceva și lucrul ăsta, procesul va mai rula încă o perioadă de timp. Eu cu toate astea vă zic la revedere, sperând că vă coincide dorința mea cu măsura vieții. Sănătate multă, vă aștept și altă dată. Mulțumim tuturor, o seară frumoasă!